Salutare dragilor și bine ați revenit la un nou clip pe canal. De data aceasta o să fie ceva puțin mai special. O să aducem doi jucători de legendă din Premier League, două GOAT-uri, cum se zice pe la noi, și o să-i punem în tricoul lui Dinamo, FC Dinamo București, și să vedem dacă o să reușească Dinamo să prindă play-off-ul sau, de ce nu, poate să câștige campionatul. Așteptarea la sfârșit, să vedem cei doi jucători de legendă, după cum ați văzut și în thumbnail, Cristiano Ronaldo, the GOAT, și regele Harry Maguire. Pe Maguire l-am adus din două motive, sincer. Cristiano Ronaldo mai dădea câteva goluri la Manchester, dar pe Maguire l-am adus ca să nu-i mai încurce pe Manchester United o dată, și a doua oară sperăm că în Liga 1 să-și facă și el treaba. Zic, ar trebui să-și facă și el treaba. Și primul 11 va arăta cam în felul următor. Cristiano în poartă, o să folosim cel mai mare overall pe fiecare poziție. Eman în poartă, Maguire 82, Filip o să joace fundaș stânga, Gabriel de Moura o să joace pe dreapta, Răuță la închidere, Matei cu Rodriguez inter, Torjică pe partea dreaptă, Cristiano Ronaldo atacant 91 overall și Răzvan Grădinaru pe partea stângă. N-avem nevoie de junior în teren, rezervele o să le mai schimbăm, o să dăm șanse tuturor jucătorilor să joace în acest sezon special pentru toți jucătorii de la Dinamo. O să joace cu Cristiano Ronaldo atacant și cu regele Harry Maguire. Stăteam acum și mă gândeam cine ar putea să fie, de fapt cine ar trebui să fie capitanul acestei echipe pline de staruri. Ar fi mai mulți pretendenți, Răuță, Filip poate și Torje din vechea gardă, iar din noua gardă, din cei doi jucători, cu siguranță Ronaldo și Maguire, ar putea fi și ei capitan. Dar o să-l selectez pe regele Maguire. Bă, Ole Gunnar Solskjær și cu Ragnic, știu ei de ce îl pun pe Maguire, capitanul corabiei. Am nevoie de un capitan acolo în apărare să-și ducă echipa către gloriile play-off-ului ligii întâi. Aici, măcar în Liga 1, uite, are overall 82. Pe lângă 64 Filip, 63 Ehon și 63 Gabriel de Moura. Și Cristiano are 91 și chiar sunt curios câte goluri o să dea Cristiano și câte goluri o să primească Dinamo în acest sezon simulat, în acest experiment, de fapt. Spuneți-mi voi în comentarii câte goluri credeți că dă Ronaldo în sezonul ăsta. Eu zic că o să dea peste 20 de goluri, să nu zic peste 25. Hai să zicem peste 25 ca să fie un pic mai ridicat targetul. Lăsați-mi voi în comentarii câte goluri credeți că dă Ronaldo în acest sezon. A trecut prima parte a acestui sezon, primele 6 luni, lunile de adaptare, cum se zice, ale lui Maguire și Ronaldo în Liga 1. Să vedem, mamă, direct Dinamo pe locul 1, 49 de puncte, să mă bată tata dacă am văzut așa ceva. 49 de puncte Dinamo, 15 victorii, 4 egaluri și 2 luzuri, 40 de goluri marcate. Câte goluri a dat Ronaldo din astea 40? Chiar sunt curios. Și 18 goluri primite, deci undeva cea mai bună apărare. Cea mai bună apărare cu FCSB și Sepsi OSK. Bun, să vedem acum player stats. Player stats, chiar sunt foarte... Ronaldo 10 goluri în 21 de meciuri. Bine, decent. Ia să vedem, Grădinaru are și el 9. Mamă, Ronaldo 10 goluri, Grădinaru 9 goluri, asta zic. Și la asisturi ar trebui să aibă și... Mamă, 6 asisturi Rodriguez. Ronaldo 3 asisturi, deci ar avea 13... 10 goluri și 3 asisturi. 13 contribuții, să zicem așa, esențiale. Așa, și mai avem ceva, nu mai avem. Sănătate și rău, sănătate puiule. Așa, bun, 28 profitul, nu înțeleg ce mai e pe aici, squad. 89, i-a scăzut overall-ul. Să mergem un pic la squad hub aici și să vedem la overall. Cristiano Ronaldo minim 2 punctulețe, great veteran. Harry Maguire are la fel 82, interesant. Să vedem la statusuri, la meciuri jucate. Cristiano portarul 22, Maguire 22, capitanul nostru, un gol, 2 asisturi și 6 clean sheet-uri. Cristiano Ronaldo 10, 22 de meciuri, cel maxim de meciuri, 10 goluri. Bă, interesant, o primă parte interesantă, se pare că Ronaldo și cu Maguire chiar reușesc să ducă Dinamo spre locul întâi, așa eu ziceam, spre play-off, dar momentan se țin destul de bine băieții. Să vedem dacă putem să facem ceva modificări în primul 11, cu jucători ceva, Ronaldo nu avem cum să-l schimbăm, aici e bine, Torjică 65 e bine, Răuță 64 cu Carf, Matei, Pierre ar fi și el acolo, 66, Gabriel de Moura a pierdut un punct, deci am putea să-l punem pe Gianni Crețu, care are 63, 64, Jehman și Maguire e bine și el, Filip 64, Radu 65, să-l băgăm pe Radu și în poartă, hai să-i dăm o șansă și lui Eșanu, hai să-i dăm o șansă lui Eșanu în poartă,
pentru că e câine de al nostru și ar putea să crească. Simulăm jocul până la finalul sezonului și să vedem dacă Harry Maguire și Cristiano Ronaldo reușesc să îi mențină pe Dinamo pe primul loc. Ultima etapă a play-off-ului ne-a adus și un mega duel cu FCSB-ul, dar celelalte 3 meciuri din luna mai, din păcate, le-am pierdut cu Sepsi, Craiova și CFR Cluj. Hai să vedem pe ce loc s-a clasat Dinamo la finalul primului sezon cu CR7 și regele Maguire în echipă. Stai așa, n-am trecut office. Unde e, mă? Central. Mamă, locul 2, 48 de puncte. Locul 2 cu 48 de puncte. Champions Round. Ne-a suflat FCSB-ul campionatul, chiar dacă i-am bătut. Locul 2 Dinamo, 44 de puncte. CFR Cluj, 40 de puncte. 39 Sepsi. FCU Craiova. Interesant, FCU Craiova în play-off și Universitatea Craiova în play-out. Au retrogradat Gazmetan Mioveni, Academica și UT Arad în play-off. Interesant, deci Dinamo pe locul 2. Să vedem performanțele celor doi jucători care fac obiectul acestui clip. Avem Harry Maguire, 41 de meciuri, 41 de meciuri Rodriguez, 41 de meciuri Ronaldo, Grădinaru 41, Cristiano 41. Deci avem 5 jucători cu probabil maxim de meciuri. Cristiano Ronaldo 20 de goluri, 4 asisturi, destul de puțin dacă e să mă întrebați pe mine. Cred că în Premier League ar fi reușit mai mult, dar aici cred că depinde și de coechiperi. Iar Harry Maguire 2 goluri, 3 asisturi. După cum vedem, total o notă de 6.50. Cristiano Ronaldo o notă de 7.20. I s-au scăzut 3 atribute, deci are minus 3 overall, 88. Iar lui Maguire i-a crescut cu un atribut. Îi priește Liga 1 lui Maguire de îi cresc atributele de n-ai văzut așa ceva, doar că notă de 6.50. Deci, per total, după acest prim sezon, cei doi jucători nu reușesc să aducă titlul lui Dinamo după ani. În ce an a luat Dinamo ultimul titlu? În 2007 sau ceva de genul? Nu reușesc să-i aducă titlul lui Dinamo, însă reușesc să-i aducă locul 2. O să facem câteva modificări în lot și o să simulăm și al doilea sezon, deoarece o să fie un sezon european și să vedem cum se descurcă în Europa cei doi jucători. La finalul primului sezon, portarul Cristiano și Vlad Morar, parcă, și Torje au plecat de la echipă, iar în schimb am transferat 2 jucători liberi de contract, pentru că știm prea bine că Dinamo doar așa transferă. L-am luat pe Denis Alibek, atacant, după cum vedeți, și pe Asenjo, portarul lui Villarreal, dacă nu mă înșel, cred că Villarreal. Am schimbat și sistemul, o să jucăm un 4-4-2, de fapt Dinamo o să joace un 4-4-2, cu Alibek și Ronaldo în atac, Maguire, Ehman, Crețu, Radu, Grădinaru, Răuță, Matei, Mihaiu și Asenjo în poartă și o să simulăm cel de-al doilea sezon în care Dinamo joacă în competițiile europene, să vedem cum se descurcă cei doi băieți noi aduși la club. Să vedem dacă o să ducă Dinamo în grupele Champions League, The Champions. Am simulat și cel de-al doilea sezon al lui Dinamo București în Liga 1 cu Harry Maguire și Cristiano Ronaldo în lotul de jucători. Față de sezonul precedent, vedem că avem 3 victorii în luna mai, una cu Craiova, una cu Argeș și una cu UTA și să vedem dacă aceste victorii reușesc să ne aducă titlul. Din nou pierdem campionatul, de fapt Dinamo pierde campionatul în fața FCSB-ului, 54 de puncte FCSB-ul, 49 Dinamo Clujul, UTA Arad, FCR și din nou FCU Craiova în play-off. Să vedem performanțele celor doi jucători. Stați, Asenjo, clar, a apărat 44 de meciuri, Harry Maguire 45 de meciuri, Cosmin Matei 45 de meciuri, Cristiano Ronaldo 45 de meciuri și doar 13 goluri și 10 asisturi, mai bine ca primul sezon. Dar doar 13 goluri mi se pare destul de puțin. Matei are și el 13 goluri și, după cum vedeți, Denis Alibek 14 goluri și Mihaiu 14 goluri. Mi se pare ceva extraordinar ca Mihaiu să aibă 14 goluri în 38 de meciuri și Cristiano Ronaldo să aibă 13 goluri în 45 de meciuri. Mi se pare ceva extraordinar. Un mod interesant de a termina acest videoclip. Harry Maguire și Cristiano Ronaldo au reușit să le dea doar, de fapt să-i aducă pe Dinamo doar pe locul 2, din păcate. Vedem jucători care, cel puțin, Andreas Mihaiu este o surpriză. Poate l-a luat așa, sub aripa lui protectoare Cristiano, l-a văzut așa cum se vedea pe el când era tânăr și
De asta Andreas Mihai a reușit această performanță. După cum vedem, Andreas are și 65 overall. Ronaldo a scăzut la 84 overall, Maguire are și el 84 overall. Un experiment interesant, zic eu, un clip interesant. Lăsați în comentarii idei pentru clipuri viitoare. Haideți să facem și 200 de like-uri la acest videoclip dacă vă doriți să continuăm această serie. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine pe acest episod. Ne revedem pe următoarele live-uri. Nu uitați să vă și abonați cu clopoțel neapărat. Eu sunt Nemții. Vă pup! This wanna be careful.